Adunarea și scăderea sunt primele operații matematice care se învață încă din clasa 1. Ca să înțelegem mai bine adunarea numerelor naturale, să luăm un exemplu. Să spunem că Radu are 3 mere și primește de la bunica sa 4 mere. Câte mere are el acum? Ne punem întrebarea. După ce a primit de la bunica încă 4, el va avea mai multe sau mai puține mere? Evident, vor fi mai multe, pentru că a primit. Ei, lucrul acesta înseamnă operație de adunare. Primește, adaugă. Să scriem și noi această operație. Radu avea 3 mere. Iată, începem cu 3. Primește de la bunica încă 4 plus 4. Și să vedem câte mere are el acum. Începând cu 3, numărăm crescător 4 trepte. 4, 5, 6, 7. Iată, Radu are acum 7 mere. Numerele care se adună se numesc termenii adunării, iar rezultatul adunării se numește sumă. Iată că 3 este primul termen și îl notăm cu T1. Plus este semnul adunării, 4 este cel de-al doilea termen, T2, iar 7 este suma sau totalul și îl notăm cu S. Observăm că dintre cele 3 numere, cel mai mare este suma. Adunăm două numere mai mici pentru a obține un număr mai mare. Dacă ne imaginăm situația inversă, putem spune că Radu avea 4 mere și a primit de la bunica încă 3. Câte mere are el acum? Pornind de la 4, vom număra crescător 3 trepte. 5, 6, 7. Observăm că este vorba tot despre 7 mere ca și în prima situație. Iar dacă vom scrie și această operație, ea va arăta așa. 4, câte mere avea, plus 3. Merele primite, egal, iată cu 7. Observăm aici că termenii adunării sunt aceiași. Iată, primul termen de la prima adunare a devenit al doilea termen. Cel de-al doilea termen din prima situație a devenit primul. Numai că suma este aceeași, 7. Lucrul acesta înseamnă că adunarea este comutativă, adică dacă schimbăm ordinea termenilor, suma rămâne neschimbată. Să luăm acum un alt exemplu. Am desenat 6 triunghiuri și pătrate cu 2 mai multe. Câte pătrate am desenat? Am spus deja că sunt cu 2 mai multe, ceea ce înseamnă că vom face operația de adunare. Și anume, 6 plus 2 egal, urcând crescător 2 trepte de la 6, ajungem la 7, 8. Iată, sunt 8 pătrate, suma acestei operații este 8. Observăm așadar că sunt mai multe expresii care cer efectuarea unei operații de adunare. Putem spune pentru acest exemplu, adună numerele 6 și 2 și vom descoperi numărul 8. Sau află suma numerelor 6 și 2 și aceasta este 8. Adaugă-l pe 2 lui 6 și ajungem la 8. Pot spune află un număr cu 2 mai mare decât 6, iar numărul acesta este 8. Ei bine, suma poate fi scrisă și înaintea exercițiului. De exemplu, 8 este egal cu 6 plus 2. Este aceeași operație, 6 plus 2 egal 8, numai că eu am scris suma în față.